Apocalipsa scrie că Dumnezeu merită să fie lăudat pentru ce a creat. Mă, că oamenii laudă mai mult pe unul care a făcut un avion și prin care mai pică, în loc să laude pe Dumnezeu care a făcut păsări nenumărate și nu pică. Oamenii nu văd în astea mâna lui Dumnezeu. Oamenii laudă pe un computer și pune marca pe el, nu? Dar mintea noastră e mai dezvoltată decât orice computer. Trebuie să poartă numele și marca Domnului Dumnezeu nostru. Și în memoria Lui să fie adunat cei de la Domnul, că sunt creați după chipul Lui. Acum dați-mi voie să am predicuța pentru copii. Că Timotei tare o așteptată. Astăzi vreau să vă vorbesc, dragi copii, despre porumbei și turturele. Porumbei și turturele. Primul text. Cartea Cântărilor, capitolul 2. Versetul 12. Se arată florile pe câmp, așa, primăvară. Se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Versetul 14. Porumbiță, glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Voi ați auzit păsări cântând, da? Da, aici, în mod deosebit, scrieți pe porumbei și turturele. Uite, în seara asta ați fost voi porumbei și turturele când ați cântat. Am văzut acei, noi am numărat vreo 15 porumbei și turturele. Dar eu vă întreb, voi pe acasă cântați? Din când știți voi păsările cântă numai o dată pe săptămână sau cântă fiecare zi? Dar voi cum cântați? Numai la adunare sau și pe acasă? Ce ziceți voi, păsările cântă numai după amiază sau începe dimineață? Începe dimineață, așa începe și voi? E bun atunci, știți, porumbei bun. Și turturele care cântă de dimineață. Vedeți, după ce mai creștem, să nu uităm să cântăm. La ei, chiar că se potrivește, copiii au glas așa ca de păsărele mai subțire, să vă ajute Domnul să cântați. Amin? Amin. 2. Cartea Luca. Citim din capitolul 2, versetul 24. Și ca să aducă jertfe o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Toți porumbeii și toate turturele le cântă, dar evreii, dacă erau mai săraci și nu puteau să jertfească Domnului un miel, luau doi porumbei sau două turturele și le jertfeau, așa cu unghia. Preotul punea capăt vieților și le jertfea înaintea Domnului. Acum nu mai se procedează așa. Dar Scriptura spune și eu v-am adus înainte aminte de post. Că voi, ca porumbei și turturele, trebuie să mai postiți uneori. Voi postiți? Sau imediat spurați la bucătărie? Ia spuneți drept. Nu sunteți sacrificați. Voi știți că sunt în Africa atâția copii care n-au ce să mănânce. Și pe nas, necăjit. Dar voi, cum v-am dat exemplu de la băieții mei, dacă mai luați câte o zi de post, Domnul vă ascultă. Și când postiți, e bine și să vă rugați. Uite, să vă spun o întâmplare de la fratele ăla din Ucraina, undeva în Rusia. Era o fetiță de vreo 9 ani, care locuia într-un sat și trebuia să meargă să aducă apă de undeva mai de departe. Și ei stăteau așa pe un deal. Și părinții au săpat o fântână în grădina lor ca să aibă apă aproape de casă atunci, nu aveau apă în casă. Numai că fiind mai pată, cât au săpat de adânc, n-au dat de apă. Și fetița s-a necăjit că acum trebuie să aducă apă tot de acolo de departe și a zis, da, dacă mă rog la Domnul Iisus și postesc, nu o să vină apă și în fântâna noastră. Rog-te, postește. Și s-a rugat și s-a rugat și scria pe câte un bilețel rugăciune și dimineața când mergea la școală, de-a lungul în fântână, Doamne, fă să vină apă și în fântână la noastră. Și așa au făcut timp de 2 săptămâni. Și într-o zi când mergea la școală, când să se uite, apa în fântână. Se întoarce repede acasă. Mamă, tată, vine apă la noi în fântână. M-a ascultat Domnul. Și să știți că a rămas apă în fântână. Că Dumnezeu ascultă rugăciunea.
Slăvit să-i fie numele. Amin. Dacă fi să întrebați voi pe copiii mei vreodată, să vă spună cât experiență am avut când ne-am rugat. Chiar dacă îmi spuneau că e prea multă rugăciune, prea mult post. De aceea, dacă părinții nu vă pun la post, ia spuneți-le voi, mamă, eu astăzi nu mănânc. Nu cred că te îndoapă cu deasine. Numai că mamele pot vrut să vă cruțe, să vă aveți postiți că veți mai fi mari, cam târziu. Toate lucrurile trebuie învățate din copilărie. Și prin mine, și prin avea experiențe sfinte. Și în al treilea și în ultimul rând, vă citesc din cartea Osea, capitolul 7, versetul 11. Efraim a ajuns ca o torturică proastă și fără pricepere. Ei cheamă Egiptul, aleargă în Asiria. Copiii, eu vă întreb, voi ați auzit din porumbei care-s duși departe și din înapoi acasă, ați auzit? Stare de ștept porumbești. Da, ați auzit să fi duși ceva turturici undeva departe și să mai vină înapoi. S-a vrea să-ți auziți să fi duși ceva turturică în altă țară să mai vină înapoi. Nu, că așa au fost și atunci, de-aia profetul, că turturicii sunt mai prostuți decât porumbeii. Așa că, în final, mie vine să zic să vă doresc să fiți numai porumbei. Ca nu cumva colegii să vă ducă unde nu trebuie și voi să nu știți veni înapoi. Ca nu cumva așa să vă ducă de minte, de acolo, pe undeva pe internet și mai să nu știți să mai veniți înapoi. Și pe acolo să pățiți ceva, să fiți loviți și așa mai departe. Să știți și să fiți fără vină ca porumbei, amin? Copiii, țineți minte ce v-am spus, da? Deci turturei, porumbei și turturele trebuie să fânte, să mai aducă câte o jertfă și să fie cu minte, să nu umble aiurea. Nu unde trebuie, să știe când se vine acasă și la adunare și Domnul să vă binecuvânteze.